Salutare, l-am invitat pe bunul meu prieten Florin Gherheș. Și Ștefane. Alături de el vrem să discutăm despre genuri de literare. Hai, spune-ne, Florine, care sunt genurile literare? Avem genul liric, genul epic și genul dramatic. Pentru toată lumea, adică indiferent dacă ești la liceu sau ești încă în gimnaziu și te așteaptă evaluarea. Da, noi lucrând cu elevi, pregătind elevi pentru evaluare națională și pentru bacalaureat, am observat că există probleme în identificarea genurilor literare. Care sunt marile probleme, Florină? Da, sigur, sunt câteva confuzii care se fac și o să atrag atenția aici asupra formei textului, pentru că majoritatea elevilor tind să încadreze orice operă în versuri, în genul liric. Da, problema este forma, adică să citim textul, pentru că un elev când vede, gata, uite, avem un fragment care este structurat în versuri, gen liric, poezie, prezența eului liric. Ceea ce s-ar putea să nu fie mereu așa. Într-adevăr, avem specii epice scrise în versuri. Cum ar fi, Florina? O fabula, ar putea fi balada cultă sau balada populară. Epopeea, doar că nu se studiază... Nu studiem deocamdată, da. Sigur, altfel de confuzii în ceea ce privește textul dramatic, da? Textul dramatic are și el acțiune, are și el personaje. Atenție! Deosebirea aici se face în primul rând în ceea ce privește forma. Pentru că un text dramatic e structurat în acte, în scene, iar replicile personajelor sunt notate chiar la începutul fiecărui rând. Sigur. Da. Și modul de expunere predominant este dialogul sau monologul în unele situații. Dar de multe ori avem acele didascalii care ne-ar putea induce în eroare și să considerăm că de fapt ar fi un text care să se încadreze în genul epic. Cum am avut la bacalaureat anul trecut un text cu foarte multe didascalii, dar dacă ne uitam cu atenție vedeam că avem replici, avem acte. Deci structura în acte, asta ne conduce cu gândul că într-adevăr fragmentul aparține genului dramatic, pentru că opera epică nu este structurată în acte, ci în capitole. În capitole sau uneori poate fi o lipsă a capitolului, dar avem o narațiune în primul rând care ne lasă să vedem acest lucru. Acele didascalii sunt chiar marcate formal, fie sunt puse în italic, fie sunt puse în paranteze, deci le vedem. Chiar dacă ele au cam același rol ca acela pe care îl are un text epic, la o adică arată o anumită întâmplare sau un anumit sentiment al personajului. Da, sau oferă anumite informații legate de loc, spațiu. Da, păi de-aia le numim și indicații scenice sau, mă rog, notații. Informații legate de decor, de sentimentele unui personaj. Dar acum să trasăm câteva trăsături generale marcante ale fiecărui gen. Asta și o să începem cu... Așa. Genul liric. Da. Prezența eului liric. Da? Cum poate fi identificat acest eu liric și ce este eu liric? Eu liric este vocea textuală, acea voce care ne transmite nouă stările, sentimentele, mesajul. Să nu confundăm autorul concret cu eu liric. Să nu confundăm sigur. Pe Mihai Eminescu cu eu liric. În teoria literaturii, eu liric este o instanță din el. E creată de autor la rândul ei. Da. Mărcile sunt pronume și verbe de persoana întâi. Da, iar dacă identificăm adresarea directă, de persoana a doua. Verbe la modul imperativ sau substantive în cazul vocativ. Mai pot fi și interjecții, chiar și onomatopee în anumite situații sau figuri ortografice, anumite, eu știu, poate puncte de suspensie care să ne lasă să înțelegem, să subînțelegem o subiectivitate aparte. Da, deci, dragi copii, nu mereu când avem poezie, avem și un eu liric prezent. Sigur. Trebuie să avem grijă la mărcile subiectivității pe care le-a spus. Poezie cu narator, de exemplu, se găsește în fabulă, da? E un narator care ne prezintă acea acțiune, mă rog, sau acel dialog. Atunci aparține genului epic. Aparține genului epic. Doar că structura este în versuri. Altă trăsătură definitorie a genului liric, Florina? Mijloacele de expresivitate artistică, adică figurile de stil și imaginile aici. Da, sigur, o multitudine de figuri de stil. Pot să menționez eventual câteva. Da, câteva figuri de stil foarte ușor de identificat pot numi acum epitetul.
Așa. Personificarea, comparația, repetiția, metafora, hiperbola, antiteza, alegoria. Da, da, da. Sunt foarte multe. Extrem de multe, da, da, chiar da, nici nu le învățăm pe toate la există scoate. Pe acest canal și un videoclip dedicat special figurilor de stil. Așa, și imaginile artistice sunt ușor de identificat în funcție de stimuli pe care îi trezesc. Da? Și funcție de specie literară, pentru că sunt anumite specie literare care se axează mai mult pe imagini, evident, pastelul. Aviz cunoscătorilor, da? Care sunt în gimnaziu, pentru că acest clip se adresează. Iar pentru liceeni, atenție la simbolism și la sinestezie, care este o simbioză între mai multe, da, senzații, o imagine artistică mai complexă. Da, în fine, simbolism avem multe imagini. Hai să vedem, gen epic, câteva trăsături dominante. Mă rog, câteva trăsături definitorii cu care să-l deosebim. Da, în primul rând, avem prezența unui narator. Așa. Și acum să oferim o informație relevantă despre narator, foarte succint. Naratorul este cel care relatează evenimentele. Exact, povestitorul. Povestitorul. Nu e aceeași persoană cu autorul. Atenție, trebuie să facem și aici distinția. Este vocea textuală și el poate fi în linii mari de două feluri. Subiectiv și obiectiv, și își transmite sentimentele în mod indirect prin intermediul personajelor. Aceasta este definiția de bază. Așa. Asta dacă avem parte de narațiune obiectivă. Dacă avem parte de narațiune subiectivă, când naratorul este personaj, avis cunoscătorilor, ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, atunci sentimentele sunt transmise în mod direct și percepția lui, exact, este evident subiectivă. Sunt filtrate de, da, însuși narator. El nu mai este omniscient, adică nu mai știe totul despre personaje, nu mai este omnipotent, nu mai poate să facă orice cu personajele și nici nu mai este omniprezent. Așa este. Nu mai este peste tot, dar în schimb devine un narator om, cum spunea Camil Petrescu. Alte trăsături definitorii pentru genul epic, în afară de narator. Evident, ai amintit deja cuvântul personaje de câteva ori, da, da, prezența unor personaje participante, active sau chiar figurante, pot fi doar amintite, și modul de expunere, care de regulă este narațiunea, dar poate fi și dialogul sau monologul, da, el învinește și cu descriere. Sigur, sigur. Dar este bine să precizăm că fiecare gen literar are un mod de expunere predominant. În cazul ăsta este narațiunea. Da, și la poezie este descrierea, pentru că nu am menționat, și la genul dramatic, dialogul sau monologul. Tocmai. Da, în majoritatea, da, cazurilor dialogul. Și monologul în cazul operei Iona. Da, pentru liceeni care dau bacalaureatul, la Iona să aveți grijă, da? Monolog sau soliloviu, dacă vreți un termen, da, mai... soliloviu, mai înalt. Așa e. Bine, Florine. Ok, cred că am conturat cât de cât ce aveam de spus. Vă mulțumim pentru timpul vostru. Noi sperăm că v-am ajutat cu acest videoclip și vă rugăm să reacționați cu un feedback, un like, un share, un com. Vă invităm pe grupurile noastre să fiți la curent cu ultimele informații. Da, avem un grup pentru evaluare națională, un grup pe care îl administrează Florin. O să le lăsăm un link. Da, da, da. Și grup pentru bacalaureat. Și asta a fost. Până atunci, un decembrie fericit și plin de daruri, dacă se poate. Da, și succes la teze.